Bună dimineața, dragi oameni buni, și bună să vă fie inima viețile mele. În vlogul de astăzi, man, vreau să vă spun că suntem pe ce așa. Am o febră musculară de abia că pot să-mi întind mâna până la capăt. Șergătoarele merge și zgârie acest parbriz dacă e. Stau mai în spate din cauza faptului că scria lor keep clean, din cauza faptului că iasă lumea din peco și tinde ca să facă dreapta, n-are voie, dar tot face. Și stânga ar cam avea voie și face și stânga. În episodul de astăzi, în principiu, vreau să vă spun că este luni, fiind la muncă, data fiind că ajungeți că sunt videoclipuri vechi, 28, da? Probabil așa apare zilele astea, vlogul ăsta. Să nu mai zice, bă, că ne postează și ăsta vloguri, da? În principiu, asta ce trebuie să fac? M-am apucat de sală, ce am făcut ieri, să vă spun ca și chestie. M-am apucat de sală, nu mi-am luat abonamentul ăla foarte scump și mi-am luat un abonament 13 lire 90, 14 lire. Deci mă duc la sală, m-am apucat de sală. Am febră musculară la piept și la biceps. Asta ca și concluzie. Am dormit foarte greu din cauza faptului că atunci când mă apuc de sală se poate să fac un fel de hiperexcitație și asta mă face să dorm un pic ca un iepure, așa cum ar veni, știi? De asta sufăr, ca să vă spun suferințele mele și clipele de neliniște prin care trec. Bineînțeles că vreau să mă trezesc la 7 azi dimineața, având startul la 5, dar mă trezi fără ceas, că am dormit iepurește, da? Bine că am ajuns la muncă la ora 5, având în vedere faptul că am o livrare la Aldi aici, la Neston, unde trebuie să fi ajuns la ora 7 și cam întârzie o leacă. O să livrăm în principiu niște hârtie igienică și cervețele de bucătărie. E 8, o oră întârziere deja, aici. După care o să mergem să reîncărcăm pușca cu anumite produse care se clasifică pe o singură categorie, numite role de hârtie. De acele role gigante de hârtie în cap, vreo 6 sau 7 în remorcă, sau 8 chiar, nu știu exact câte, cred că 8 în cap într-o remorcă. Alea se transportă la o fabrică unde se transformă în șervețele umede, uscate, hârtie igienică și șervețele de bucătărie. M-aș zis că m-am dat-o picolo? Și acolo e un pod de 4 metri și o remorcă am de 4 și ceva. Deci e 13,9 indicatorul și eu am 15,7 remorca. Am o remorcă nouă după mine, probabil o să vi-o arăt în episodul ăsta. Mă bucur că e înaltă din cauza faptului că după ce termin aici, mă îndrept către, fiind în Neston, mă îndrept către Liverpool. În Liverpool acolo o să încar role mari de hârtie și e bine să ai remorcă mare când încarci role, pentru că dacă ai o remorcă de înălțime mică, îți este foarte greu să arunci chingile, să pui chingile, știi? Fără chingi nu mă risc să mă duc să umblu, din cauza fiind faptului că e amenda usturătoare, 100 lire pe fiecare chingă, practic la 6 chingi vin 600 de coco. Și având în vedere faptul că salariile s-au mărit un pic, chiriile s-au scumpit, cred că și amenzile s-au mărit. Deci practic nu știu sigur cam cât e amenda, nu mă risc, o leg-o asigur. Ce ziceți, boys, că terminați descărcarea asta? Știu, știu, doar 3 palezi, da, doar 3 palezi din cauza faptului că ăsta din acest warehouse, da, confunda actele și era colegul ăla, că-l vezi, cu OLL, camionul ăla din Banaba 4, e. Era omul la coadă de azi dimineață, de la ora 5, era la coada aici. Și s-a spus să rampa patul. Măi, eu luai frumos și mă pusei în patul, mă apucai de treabă. Până găsi o liză electrică, că toate sunt fărâmate, mă, să mă bată, mă. Până găsi o liză electrică, mă apucai frumos, frumos, văzură-ți voi acolo, pac, pac. Descărcai ce descărcai, la un moment dat vine să vezi. Păi, ți-am spus să te pui în 5, nu în 4. Băi, zic, mi-ai pus în 4. Ai scris pe acte 4, știi? Că nu trebuia tu, că ți-am spus în 5, când ia să la din 5 să te pui, când ia să la din 5 să te pui, că nu știu ce, că nu știu cum. Bă, băi, să nu duc o luptă cu tine. Poate fi înțeles eu greșit, înțelegi? Nu duc o luptă cu tine. Că veni șoferul și ce a făcut cu mine. Șoferul, știi? Are aceeași chestie ca și mine și are aceeași remorcă ca și mine. Înțelegeți? Are aceeași marfă ca și mine, cu hârtie igienică, cu de asta. Bă, și până la urmă, mi se bun, mă dau la parte, da. Mă duc la parte din rampă. Acum stau cu ea în parcarea asta. Înțelegeți? Și aștept ca să descarce el primul, el fiind colo. Ce crezi, bă, că până la urmă l-am spus să 4, bă? Mă întâlni cu ăsta pe culoarea ăsta care era dinăuntru, din care lucra aceea în la Aldi. Și patru spuse, îmi cer eu scuze, ceru el scuze, mă, îl iertai, ce să fac? Cum n-avea ce să fac altceva? Bineînțeles că de aici mă duc către Liverpool, care e la 71 de kilometri de locul în care mă aflu. De acolo duc o remorcă ori la Blackburn, ori la Preston, mai iau una, gata pentru asta. Da, da, deci astea sunt condițiile meteo prin care trec, boys. Dragi oameni, bun, trebuie să fii calm și să iei
totul de la viață așa cum vine. Adică să n-ai așteptări ca să nu ai dezamăgiri. Deci, boys, o să vă spun că e imposibil să nu descarc aici la Aldi ăsta, Aldi parcă era, și să nu transpir. E imposibil să nu descarc așa, să nu transpir. Ce nouă remorcă asta, bă, băiete, bă. Cum arată, bă, modul în care frânează este deosebit de frumos. Că o simți, imediat îți dai seama dacă remorca frânează bine. Când ai o experiență de 500 de ani în domeniul transport, ușa asta nărăvoasă se deschisese singură, interesant. Frumos. Ia să ducem în Liverpool și să o întrebăm pe această remorcă dacă știe a transporta role de hârtie foarte grele, foarte mari. Tiger, bă? Tiger, vezi, frumos. Frumos, acine descărcarăm toți singuri. Îți dai seama câtă muncă colosală. Frumoasă remorcă. Frumoasă. Capul tractor este deosebit de frumos. Vă spun, dragi oameni buni. Audem cum Downton vine. Incredibil. Așa că te urci, coxut, și mergi încătre încolo, direcția Liverpool. Eram gata, eram la Liverpool acum dacă mergeau mie ploile cum trebuie. La Liverpool am dat geaca jos pe mine, bă. Măcar acum te-aș dau jos și când descărcai. Dar ai, îmi dă un mic mare eroare aici în bord, în care spune că spune el ceva, eu știu ce tot spune aici așa, gata, gata cu. Înțelegeți? Da, cam aia a fost. Taram! Uitați-vă aici, boys, unde suntem, man. Ce credeți? S-a făcut aceea one way system. Uitați-vă cum se intră. Intri pe partea asta și dai o col. Nu mai întorci acolo înăuntru. Avem butelii de gaz. Pace, băi, Japonia! Ce viață și pe șantării ăștia, mă. Ce viață, bă, uite, mă. Tu recalculează, ăștia nu știu, dar să n-aibă stoc pentru două bucăți cărate de aici către Preston. Așa că va trebui să-mi sun omul cu care să discutăm și să-i spun: dacă vrei să car două, s-ar putea ca cea de-a doua să fie supusă la un risc. Risc în așa fel încât să nu mai existe stoc. Adică să nu mai fie hârtie, da? Dar dacă ai ceva mult mai sigur pentru mine, nu mai trimite după a doua. Da? Așa putem rezolva. Înțelegi cum spun? Deci a făcut culoarul ăsta pe aceea să intră, să face coadă mare câteodată, dar văd că din fericire, din cauza faptului că nu e stoc atât de mare, nu e coadă. Eu o să fiu primul venit, primul servit, acum că nu mai e nimeni acolo, la Coderlan. Adică la sta coadă, cum a fost, de exemplu, vineri a fost la muncă, da. Bă, vineri, bă, băiete. Erau vreo 6 camioane în fața mea. 6 camioane, vă dați seama, mă? Și trebuie să se mișcă băieții și repede. Pun 6 role din alea, bam, bam, le arunc în tine și te-ai dus. Știi? Dar 6 e ceva. Să stai după 6 nu e ca și cum ai veni, ai intra, ai asta și ai aia. Știi? E ceva mai mult decât ceva. Aude, hai că ușor, ușor să învie treaba, fiind în 28, parcă ai? Încă să răcăstem în 28 februarie. Da. Yes, buddy. Hello, man. Anything up in over there, yeah? They sorted me out with this one. I mean the first one. But they says they are not so sure about the second one because they don't know how many trucks gonna come till I am come back, you know? After you, two more. So two more after me. Two more after you, mate. I gonna pick up that load and I gonna spoke with them about that, you know? And I gonna ring you back after. Right, when you get loaded, Adrian, I've got a driver in Runcorn, he's picking up and bringing back. Will you go over to Runcorn depot, pick him up, fetch him back into Leyland, please, minute? Where it is? In Runcorn, in... Do you know, downtown Runcorn, Preston Brook, Junction 11. Our depot, he's sat in there, his truck's got to be in for a test or something, so he just needs picking up. There's no rush, just whenever you get ready for him. I gotta go, Paul, no worries. Get those reels first. Load them reels on and then go get him, yeah? Mm-hmm. Okay, mate. I'm not sure about the... Can you text me the postcode from there? Yeah. Because I know how to get there, but from Preston. Yeah,
but from here, yeah. I'm not so sure. I understand. I'll do that for you now, mate. Bear with me. All right. Thank you, buddy. Cheers, Tara. Bye-bye. Bye. Deci omul se duce să facă un test încolo, așa, o? Să facă un test și... Și aia. Aude-o, vine și omul meu, o. Aude-o, cum vine și omul meu aici, o. Hai că mă dau jos. Bă, nu știu dacă ăsta știu să facă actele, că e o fata aceea la birou care făcea de obicei actele. El îmi spusă că nu mai e staff, că nu mai e nu știu ce. În fine, până la urmă am pus vreo 6 role. Acum mă duc în Runcorn. Și după care mă duc acasă. Și mă duc acasă și Marfa se scarcă mâine și aia, uite. Fumați, fumați. La sală să nu vă duceți, că aveți 200 de kg în viu. Să mă bată mama, dar voi băgați bidonul de Coca-Cola pe masă, cafele, 5 cafele și te clocești din tine, nu te ridici pe scaun de acolo. Faci ouă, zici că faci ouă. Aha, mă. Nu noi am vrut. Nu noi am vrut democrație. A? Democrația e de vină. Bă, stați-vă acolo, bă, nu vă fie vă rușine, bă. Nu vă e vă rușine, mă, nu vă e rușine să vă fie rușine, mă. Săriți în fața camionului, mă, nesimțiților. Sari în fața camionului așa, deci că ești râsul lumii. Sari în fața mea așa. Și după aia că dau peste tine, îmi căutați nod în papură să mă băgați la stup. Stup, cred că vreau să spun, da. Bă, mă duc să le iau pe asta la Runcorn acum. 36 de km până acolo, după aia o luăm pe M6 în sus așa, ușor. O zi faină, o zi ușoară, o zi... Ce pui la 5, e 1. Ha? E cam 1. Ajung în coro și în sus. Am o jumătate de condus. Ajung sigur. Hai. Asta e cimentruc. Cimentruc eu, a? Este cimentruc, bă, uitați-vă că este cimentruc, bă. Băi, liniște mare, bă, liniște mare. Bine, vorbim port așa prin asta. Știi? Vorbeam azi dimineață cu unul care pleacă de aici de la Downtown. E bine că pleacă, că să fac mai multe joburi pentru noi ăștia care stăm pe agenție de colo colo. Pentru că de ce pleacă omul? Pleacă din cauza că e dezbandată totală. Camioanele sunt vechi, aia. Și cei care lucrează pe contracte, scuză-mă, au pretenții. Au pretenții oamenii pentru că și oferă, înțelegi? Pretențiile astea vin o dată cu a oferi. Deci omul lucrează pe contract, da? Are și pretenția de a fi respectat, de a munci, de a face bani. Are și pretenții, înțelegeți? Eu care sunt pe agenție, azi găsesc, mă, nu mai găsesc, ce mai pretenții să mai fac? Înțelegeți cum spun? Hai. Și se duce pe bitum, ADR, zice că ia să-și plea 1400 pe săptămână. Înțelegeți? Ai văzut? La asfalt. Când plouă lucrează, când nu plouă nu lucrează. Înțelegeți voi? E, te vezi că bagă mult overtime, îmi spuneam, alea. Deci cam atâta vreau să vă spun știrile de la Pro TV cu Adrian Cox, regele King, supra-numit auto-intitulat. Eu vă las că vă doresc o zi minunată, ne-am dat viitoare cu cea mai mare pace și cu cel mai mare ok. Dați like, abonați-vă și apasă clopoțelul în cazul în care ți se pare acest canal interesant și... Ne auzim pe ce prin curtea școlii, uitați de Instagram dacă vreți să vedeți poze și cu camioane și cu... Să stați la 380. Vă pun și vă doresc o zi minunată.